Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tot despre bani vorbim. Imposibil să treci peste acest titlu din Libertatea. Citez: PSD și PNL au cumpărat știri pozitive cu o sumă egală cu cât a costat construcția spitalului Dăruiește Viață. Adică, citez în continuare, în doar 3 ani, începând din 2021, PSD și PNL au plătit peste 257 de milioane de lei, peste un sfert de miliard, da? Pentru știri pozitive mass media, adică aproape 52 de milioane de euro, cu un milion mai mult decât a costat construcția spitalului Dăruiește Viață, dedicat copiilor bolnavi de cancer, făcut din donații de la oameni și firme. De unde au, sau unde au fost publicate aceste așa zise știri? În general, pe site-urile unor televiziuni, cum ar fi Antena 3, RTV, B1 TV, Digi24 sau Realitatea. Și mai sunt și alte site-uri care se ocupă de actualitate și care au încasat bani de la partide pentru a publica conținut favorabil acestora. Aceste sume plătite de primele două partide din România au crescut constant în ultimii 3 ani. De la 62 de milioane de lei în 2021, la 101 milioane de lei în 2022 și la 121 de milioane de lei anul trecut. Iar anul ăsta este campanie electorală, deci putem să ne așteptăm la noi creșteri. Toate partidele parlamentare au făcut astfel de plăți. Apar pe această listă oficială comunicată de Autoritatea Electorală Permanentă, PSD, PNL, AUR, USR, PMP. Mă rog, uite, nu sunt date despre UDMR, deci nu pot să spun că toate. Adică despre UDMR nu știm. Dar cei mai mari cheltuitori în această privință sunt PSD și PNL. PSD a plătit 57 de milioane de lei anul trecut, iar PNL 46 de milioane de lei. USR a plătit 14 milioane de lei. E interesant și unde sunt cheltuiți acești bani. Adică în timp ce PSD și PNL par să prefere site-uri de știri, USR a cheltuit în campanii de publicitate pe Facebook pentru propriul conținut, iar AUR a susținut redactarea și apariția propriului ziar de partid. Și cred că spune și asta ceva despre felul în care se raportează partidele la comunicarea publică. De menționat și că site-ul Digi24 a renunțat recent la contractele de publicitate politică după apariția mai multor articole pe această temă și după nașterea controversiei. Datele publicate de ziarul Libertatea, pe care le-am citat până acum, au fost oferite la cerere de Autoritatea Electorală Permanentă, pentru că banii aceștia provin din subvențiile pe care partidele le primesc în mod legal pentru a-și desfășura activitatea. Deci sunt bani publici în baza legii accesului la ei. De fapt, nu. Autoritatea publică felul în care se cheltuiesc banii. Acum, trebuie spuse câteva lucruri. Mai întâi, dacă vă întrebați, nu, Europa FM nu a publicat articole cumpărate de partide, deci nu a avut și nu are publicitate politică pe site și în niciun caz la radio, adică în emisie NFM, de altfel n-a avut niciodată, sau cel puțin de când sunt eu aici, de 12 ani, știu sigur că nu s-a întâmplat. Zaf, care a fost prima voce, ar putea să ne spună dacă a fost cumva înainte? Cred că la începutul anilor 2000 era un pic reglementată altfel publicitatea electorală și oricum se făcea și altfel decât acum. Acum sunt niște mizerii toate chestiile astea. Și cred că în prima campanie electorală am difuzat după ora 18 niște campanii, dar cum erau pe vremuri. După care s-a renunțat total pentru că s-au schimbat regulile și te obligau să faci niște lucruri. Sunt chestiuni totalmente diferite. Publicitatea electorală... Era în timpul campaniei electorale, în atât. În timpul campaniei electorale, da, au fost reglementări și pro și contra, s-au tot schimbat, dar a fost posibil într-o perioadă ca în anumite calupuri speciale de publicitate electorală definită astfel, să fie difuzate în mediul audiovizual mesaje publicitare din partea partidelor. Dar noi nu vorbim aici și redacțiile au ales. Nu, adică asta e singura variantă în care între 18 și 19, ca să-ți dau și exemplu, da, venea invitat, trebuia să le dai timp egal ai de antenă altceva?
Și venea invitatul de la partidul cutare. Și știi că bani. Veneau cu câte un spot de 30 aia de secunde. Era pe bani. Și aia era pe bani. Da. Atât. În rest, dar nu. Invitarea în emisie nu, era nu, pe nu, bani. Nu, adică, nu. Erau studiourile electorale, da. Da, în care accesul era gratuit. După care Europa FM nu s-a mai implicat în campania electorală și a refuzat să aibă opțiunea asta, exact. Să acceseze opțiunea de a, invita, de a avea invitații în campania pentru electorală. Pentru că era mereu complicat, că trebuia să exact. Oferi spațiu de emisie tuturor, unii nu voiau și să vină pur supărau. Și simplu, trebuia să dai rapoarte la CNA te întreba de cine a venit ăla, trebuia să-i da. Explici, păi n-a vrut să vină, era o bătaie de cap îngrozitoare. Și nu s-a mai întâmplat. Dar astea nu sunt sume cheltuite în campanie electorală, că nici în 2020, nici în 2021, nici în 2022, 21, în ultimii ani în care, din care provin datele astea, nu au fost campanii electorale. Bun, deci Europa FM nu a dat astfel de, nu a cumpărat astfel de, n-a primit astfel de finanțări. Doi, în sine, publicitatea politică nu este ceva rău sau incorrect sau în niciun caz nu este ilegal. Dar condiția firească este ca ea să fie asumată clar, să nu fie publicitate ascunsă. Adică să nu fie vorba despre articole plătite ca să vopsească în roz politicieni, oferite cititorilor sau ascultătorilor sau telespectatorilor drept articole legitime, că nu sunt articole legitime. Publicitatea ascunsă este imorală, indiferent că e comercială sau politică. Dacă partidele vor să cumpere spațiu pentru a comunica lucruri pozitive despre acțiunile lor, sigur, e ok. Dar trebuie să semnaleze acest lucru. Pentru că altfel tot demersul nu este decât o altă tentativă, o altă minciună, e o altă tentativă de a minți alegătorii, chiar pe banii lor ai alegătorilor. Și zău că ne-am săturat de atâtea minciuni. Și nu în ultimul rând, cred că trebuie să ne întrebăm și cât de obiectivă mai poate fi o publicație care are ca finanțator un partid care dispune de bugete atât de mari. Vorbim de zeci de milioane de lei. Sunt puține corporații private care își permit asemenea cheltuieli de publicitate în țara noastră. Să ai buget de publicitate de zeci de milioane de lei într-un an, să prinzi un asemenea client este o super oportunitate. Și poate că aceste redacții, nu știu, au tăria de a rămâne obiective. Cred că publicul lor trebuie să decidă în privința asta, dar poate că ar trebui ca pe prima pagină a site-ului respectiv sau periodic, în programul televiziunii respective sau radioului, habar n-am, să apară anunțul. Această publicație se finanțează și din bani de la partide. Așa ca un anunț de interes public, alături de alea care ne îndeamnă să bem apă sau să facem mișcare. Ca să fim sănătoși. Că și sănătatea informației mi se pare foarte importantă. Și în fine, chiar dacă nu e nimic ilegal în a cumpăra spațiu de comunicare publică pentru un partid, zău dacă nu mi se pare cu totul lamentabil felul în care partidele au spart sute de milioane de lei ca să umple spațiu public de rahat comunicațional. Că nu e nicio calitate editorială, analitică sau informațională în articolele astea. Să fim serioși. Este balast. Din punctul meu de vedere de cetățean alegător, zău că aș fi apreciat mai mult dacă oricare dintre aceste partide ar fi donat măcar o parte din aceste sute de milioane pentru construcția unui spital nou. De exemplu. Și da, cred că asta ar fi fost o știre pe care sunt convins că toată presa ar fi preluat-o gratis. PSD a donat 10 milioane pentru construcția spitalului Dăruiește Viață. Pam, pam, cum ar fi fost asta? Și cred că o astfel de întâmplare ar fi adus mai multă imagine pozitivă partidului respectiv. Că nu de alta, dar am citit în numeroase articole plătite într-o vreme cum urmau să fie construite din banii publici 8 noi spitale regionale, plus unul nou nouț în București, a rămas doar cu articolele plătite sau nu. Adică, zău, oameni buni din partide, nu e chiar așa greu să faceți ceva care să fie cu adevărat în interesul oamenilor. Cu toate sutele astea de milioane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.